Cu toții am trecut prin momente în care am vrut să ne facem prieteni sau a trebuit să devenim un prieten mai bun pentru cei pe care îi aveam deja. Așadar, dacă vrei să înveți cum să fii un prieten mai bun pentru cei pe care ți-i vei face sau pentru cei care sunt deja în viața ta, acest video este tot ce îți trebuie. În primul rând, ascultă! Nu este nimic mai frustrant decât să fim în mijlocul unei conversații cu prietenul nostru și să ne dăm seama că nu ascultă nimic din ceea ce îi spunem, mai ales dacă încercăm să ne descărcăm de problemele pe care le avem. Una dintre cele mai bune calități pe care le poate avea o persoană este aceea de a fi doar ochi și urechi. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să ascultăm pe toată lumea tot timpul. Este alegerea noastră să acordăm timp și atenție oamenilor și din această cauză trebuie să fim protectori cu energia noastră. Așa că nu uitați că un prieten bun nu se va supăra să vă asculte, iar la rândul nostru, dacă nu suntem disponibili din punct de vedere emoțional sau psihologic în acel moment, ar trebui să îi spunem acest lucru. Oferă sprijin. De multe ori, oamenii nu apelează la sprijin de teamă să nu fie judecați. Nici măcar nu cerem ajutorul celor mai apropiați, cum ar fi membrii familiei, de exemplu, pentru că reacția primită în majoritatea cazurilor este critica. Luați în considerare că nu trebuie să fim pasionați de ideea că cineva plănuiește să traverseze un continent pe jos, dar cu siguranță putem fi deschiși să-i sprijinim pe cei pe care îi iubim, chiar și atunci când nu suntem aliniați cu visele lor. Fiți sinceri! Cele mai bune și mai durabile prietenii sunt cele în care oamenii pot fi ei înșiși și își pot spune părerea. Dacă face o greșeală, prietenul nostru va apela pur și simplu la noi pentru ajutor. Nu trebuie să ne gândim de două ori, iar acest lucru funcționează și în sens invers. Dacă noi avem o problemă, ei vor fi acolo pentru a ne spune cu amabilitate cât de rău am greșit și că sunt acolo pentru noi dacă este nevoie. Fiți încrezători! Cel mai bun prieten al nostru are probabil un alt cel mai bun prieten și asta este în regulă, nu vă faceți griji. Ei nu ne iubesc mai puțin doar pentru că au alți prieteni sau chiar o gașcă din care noi nu facem parte. Prieteniile noastre sunt ale noastre și sunt speciale în felul lor și nu este nevoie să ne comparăm cu ceilalți prieteni ai lor. Ceea ce avem între noi este unic și de neînlocuit. Și nu în cele din urmă, lasă-i spațiu. Să putem face lucrurile noastre preferate cu o companie atât de bună este aproape irezistibil, dar cu toți avem nevoie de timp și spațiu pentru noi înșine, acest lucru fiind valabil și pentru prietenii noștri. De obicei, la începutul unei prietenii, vom dori să facem lucruri împreună tot timpul pentru că ne bucurăm de compania celuilalt, dar hei, poate deveni sufocant și obositor pentru amândoi. Așa că haideți să încercăm să găsim un echilibru și să ne bucurăm mai moderat de timp de calitate cu prietenii noștri. Dacă sunteți de părere că am omis ceva sau nu sunteți de acord cu cele menționate, vă invităm să ne spuneți părerile în comentariile de mai jos. Și nu uitați să dați like și să distribuiți acest material video dacă sunteți de părere că poate ajuta pe cineva. De asemenea, dacă vă plac materialele noastre, ne puteți susține abonându-vă la canalul nostru de YouTube și apăsând clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru atenție!